Bună dimineața! Astăzi vreau să vă arăt un loc foarte mișto în București. Dacă vă mai aduceți voi aminte, în Londra, lângă aeroportul Heathrow, am fost să vedem avioanele la aterizare. Și de mult vreau să fac chestia asta, mi-e plac foarte mult avioanele și aeroporturile în general. Vreau să fac treaba asta de mult, să încerc să găsesc un loc pe lângă aeroportul nostru din București, Henri Coandă, de unde să putem să facem niște plane spotting. Nu avem foarte multe aterizări, foarte multe decolări, cum am întâlnit în Londra, dar cred că va fi interesant să fac chestia asta chiar la mine acasă în București. Cu ocazia asta o să vă prezint și noul meu telefon, care, dacă știați ce telefon am, pare că este același telefon, pentru că am avut Samsung Galaxy S22 Ultra, ăsta este Galaxy S23 Ultra. Și cu toate că arată aproape la fel, diferențele sunt super, super mari și o să folosim o mare parte din acele diferențe astăzi când o să vă arăt avioanele, pentru că cele mai mari diferențe sunt la nivel de cameră, de fotografiat și de filmat, lucru care mă interesează pe mine cel mai tare la un telefon, pentru că la asta folosim noi telefonul cel mai mult de zi cu zi, așa. Deci pe lângă avioane, astăzi o să vă spun 5 lucruri care îmi plac mie la noul meu telefon, primul fiind camerele de care o să vorbim chiar acum. Bun, dacă tot vorbim de camera lui S23 Ultra, am zis să filmăm cu el până când ajungem la avioane acolo și să vă arăt cum se vede pe telefon, filmăm cu telefon. O să începem cu partea de video. Filmează ca și până acum, 4K, 4K 60 cadre secunde cu toate camerele, dar, mai important, telefoanele Samsung pot să filmeze 8K de ceva vreme. Doar că anul ăsta este pentru prima oară când, din punctul meu de vedere, este într-adevăr utilizabil, pentru că stabilizarea este cam de două ori mai bună, stabilizarea optică de pe senzorul principal este de două ori mai bună și nu mai filmează maxim 24 de cadre pe secundă, filmează maxim 30 de cadre pe secundă, ceea ce este super bine. Nu se mai vede ciopi, așa. Ca și senzor principal avem un senzor nou de 200 de megapixel față de 108 anul trecut și o să vă arăt și cum face poze. Iar restul camerelor sunt similare, sunt mai bune, dar avem un ultra-wide de 12 megapixel, o lentilă de cu zoom 3x de 10 megapixel și o lentilă cu zoom 10x de 10 megapixel. Dar toate sunt mai bune. Dar am zis să începem cu video 8K pentru că na, 8K. De mult aștept să pot să filmez 8K. Cu toate că în video ăsta nu o să fie fișierul final 8K, dar diferența este enormă între a pune un fișier filmat 8K într-un timeline 4K și a-l randa 4K și a filma 4K și a pune 4K și a randa 4K. Dar o să vină și un video filmat 8K și randat 8K în curând, așa că dacă nu aveți televizor 8K încă, puteți să vă luați. O să caut, eu și o să vă las un link în descriere la un televizor ieftin și foarte bun 8K, că trebuie neapărat ca să putem să vedem video. În prima fază vreau să vă arăt cum ajungeți la un loc super bun de văzut avioane și de mers cu familia, cu prietenii, cu prietena, o eventuală viitoare prietenă, să urmăriți avioane, să fie așa un setup romantic să urmăriți avioane. Bun, de aici se intră în aeroport, venind dinspre București, pe DN1, aici e cam singura intrare principală în aeroport, aici e linia de duce către gară, dacă ați fost măcar o dată la aeroport, știți unde e. Și o să mergem ca și când am merge către ieșire. Intrăm în aeroport și ieșim. Facem sensul ăsta giratoriu, nu mergem aici la sosiri, mergem către plecări. Facem stânga așa. Aici nu facem dreapta către plecări, acolo sunt plecările. Facem tot înainte. Și la următorul sens giratoriu, dacă facem stânga, ieșim înapoi în DN1. Nu o să facem stânga, o să facem dreapta. Uite exact acolo unde scrie cargo. Și ieșim prima la dreapta, aici. Și acum, practic, urmăm drumul pe unde avem voie. Probabil că avem voie și în față, încolo, nu știu exact, dar la prima o să facem stânga. Nu știu câtă voie e în față. Nu cred că ai voie în față. Da, nu te oprește nimeni, cred că te oprește mai încolo. Dar facem stânga aici. Și aici este un punct de unde putem să vedem avioanele. O să venim după aia aici. Dacă vedeți voi, sunt luminile astea după care se ghidează avioanele. Arăt imediat. Vedeți de ce vine vreo unul? Deja? Nu cred. Vine unul, dar e ok. Uite, stâlpii ăștia galbeni, uite, se văd și încolo pe pistă. Aici, parcat pe stânga, aici, și trec avioanele exact pe deasupra capului. Iar acum mergem pe drum în față, exact cum ne duce drumul. Aici sunt tot felul de depozite, de ce trebuie și unde n-avem voie,
mai încolo să le vedem cum poate prindem niște de alea care le trântește așa. Bam! Facă scârți cu roțile. Deci urmați gardul ăsta până unde se poate. Exact gardul ăsta, da, pe aici, da, pe aici. Stați numai pe lângă gard, numai pe lângă gard, numai pe lângă pistă. La un moment dat o să se intre undeva pe un drum de ăsta neasfaltat. Noi am mai fost aici, am vorbit și cu securitatea aeroportului, nu e nicio problemă să veniți mai aici, drumul e public, nu vă oprește nimeni, nu, doar să nu vă apropiați, singura chestie, să nu vă apropiați de gard. Gardul aeroportului. Aici, o să vedeți că în față n-aveți voie, deci e poarta aia mare, clar n-aveți voie în față, și imediat după poarta asta faceți stânga și nu încolo în față, imediat dreapta aici. E cam ciudat, așa e câmp așa, dar nu-i problemă că se înceapă drumul acolo. O variantă e aici, unde stau oamenii ăștia, dar noi am mers un pic mai încolo și ăsta e un drum de ăsta așa forestier, neasfaltat, pe lângă pistă. E o variantă foarte mișto, un pic mai încoace, am văzut eu, o movil așa de pământ, că n-ar fi rău să vă urcați cât mai sus posibil ca să vedeți peste gardul ăsta. E pomișorul ăsta în mijlocul drumului. Aici undeva, uite, vezi, dacă poți ajunge acolo, stuiți peste gard, e perfect. Uh-huh. Hai să vedem pe unde putem urca. Drumul ăsta duce în tunari, deci nu e nicio problemă. Uite, o să punem aici și hai să ne uităm după avioane. Haide. O să trecem la 4K pentru că 8K poți filma doar cu camera principală și nu o să ne trebuiască camera 10X ca să filmăm avioanele care vin. Acum filmăm cu camera ultra wide. Hai să mergem, să încercăm să mergem încolo. Și am ajuns sus aici pe mobila asta și se vede foarte, foarte bine. Ia uite ce frumos se vede aici. Și o să vedem. Ia uite, spui 10X, o să vedem avioanele care vin de acolo de undeva. Tocmai ce a trecut securitatea pe lângă noi, nu ne-a băgat în seamă, pentru că e totul în regulă. O să încercăm să ajungem și pe partea elaltă, e mai greu de ajuns acolo, e nașpa de ajuns acolo. Dar pe partea elaltă decolează avioanele. Ce mod e asta? Și acum S23-ul, pentru care are procesorul mișto, poate să filmeze în modul ăsta de portret 4K. Înainte putea să filmeze doar Full HD, acum filmează 4K. Și super bine, ca și când ai filma cu o cameră de asta profi. Ia să vedem. Hop. Hop. Bine că oricum senzorul fiind foarte mare, are și el efectul ăla de blur în spate, doar că trebuie să fie distanța între subiect și fundal trebuie să fie mai mare. Dacă veniți aici, v-aș recomanda să vă luați flight radar, pentru că uite ce văd eu aici, de exemplu, din coace vin avioanele. Ăsta este un avion privat, vezi? Care vine de la Bacău. Asta vine de la Bacău și o să aterizeze acum. Eu văd că aterizează la Otopeni, dar el aici apare că nu merge nicăieri. Că nu trebuie să știi tu unde aterizează. Și o să vină acum, uite-l acolo. Uite-l. Ce drăguț e privatul. Ia să vedem, știe să aterizeze sau nu? Am spus că aterizează fix în fața copacului ăsta. Nu. Da, ce bine a aterizat. Ăla e un dedeman pe coada avionului? Private-ul ăla care a aterizat acum a plecat de la Bacău cu 29 de minute și deja a aterizat. Când zbori cu private, nici nu mai trebuie să mergi cu 6 ore înainte la aeroport și nici nu mai stai 6 ore aici în aeroport când aterizezi. Cu mașina faci 6 ore până la Bacău. Vine acum un Fly Dubai care vine din Dubai. Ce mare asta! Mergi, că copacul ăsta aici. Dă-i. Foarte prostă copacul ăsta în locul meu, trebuie să mă duc un pic mai încoace. Nu îmi place. Aterizează astea mai mare, așa aterizează exact dreptul copacului, gata.
All good. Asta este un Turkish Airlines care vine de la, ați ghicit, Istanbul. Asta e mai mare, vine mai jos. Și cred că va atinge pista mai departe decât astea mici. Este un 737. Și acum o să mergem să vă arătăm acolo unde v-am arătat prima oară, prima poziție, unde stai exact sub avioane, că se vede foarte mișto și de acolo. Vine un avion diesel, nu știu ce e ăla, de ce scoate fumul ăla. Pe flight radar nu apare nimic, probabil că e militar, dacă nu apare nimic. Ce ciudat vine, pare că se mișcă super încet. Am ajuns aici, uite-l pe Wizz Air care vine de la Valencia. Mi-a drăguț aici, nu? Da. E mai aproape avionul. Cam așa arată drumul care duce în partea alaltă pistei. Nu e atât de bine organizat ca dincolo, dar oricum înțeleg că în funcție de vânt, în funcție de vreme, de anotimp, se mai schimbă pistele de aterizare și de decolare, deci s-ar putea să prindeți decolări și de pe partea altă, depinde. Acum, perioada asta, pur și simplu, așa e, acolo se aterizează, de pe asta altă se decolează. Poți să ajungi aici ori din Otopeni, ori din Dunai. Da, o să lăsăm să vă las în descriere niște coordonate pe care le copiați și le băgați pe Google Maps și aia. Dar să știți că pe aici e mai nasol drum. Nu e rău, adică e ok, merge cu aproape orice mașină, să zicem. Dar e mai rău ca partea alta. Aici îți cam bate greu în geam. Cam așa arată. Dar aici este din nou gardul aeroportului. Și acolo în capăt, să vă arăt imediat, acolo cu lumina aia, este un Wizz Air care trebuie să plece cu 30 de minute. Ia să vedem, nu se vede atât de bine din zona asta, dar cât de cât. Trebuie să ia 30 de minute, dar recuperează el pe drum, că așa fac băieții. Ia, s-a ridicat? S-a ridicat, iată. Care trebuie să plecea cu 10 minute și care se duce în Londra. Aterizează pe Heathrow. Am atât cu decolările, pentru că este o perioadă mai ciudată și au decolat doar două avioane, restul mai decolează, nu știu, peste jumătate de oră, 40 de minute. Și acum filmez cu camera din față, dacă vă întrebați, care are 12 megapixel față de 40 de anul trecut, dar înțeleg că este un upgrade. Sunt curios cum se vede. Mai departe, sperăm că v-au plăcut avioanele de azi. Numărul 2 de astăzi sunt camerele pe partea de foto, pentru că mă interesează mai mult partea video, partea foto este numărul 2. Are cam aceleași camere ca și layout, ca și pe S22 Ultra. Avem o cameră ultra-wide de 12 megapixeli, o cameră principală de 200 megapixeli, o cameră telefoto cu zoom 3x
și încă o cameră telefoto de tip periscop cu zoom 10x. Cea mai importantă cameră dintre toate astea este camera principală cu senzor de 200 de megapixeli. Este un senzor foarte mare pe care telefonul în mod normal când faci poze îl folosește cuplând mai mulți pixeli la un loc să creeze un super pixel, un pixel mare care să poate să capteze super multă lumină. Și vreau să vă arăt acum care este diferența între modul normal pe care îl folosești de zi cu zi și modul de 200 de megapixeli, pentru că în momentul în care faci poză cu modul de 200 de megapixeli, obții mult mai multe detalii decât în mod normal. Într-adevăr, pierzi niște dynamic range, pierzi niște rapiditate în procesare, dar în momentul în care vrei să faci poză la un peisaj sau ceva care nu se mișcă foarte tare, acolo e nevoie mai mult de detalii și mai puțin de rapiditate. Diferența este uluitoare. Deci facem o poză întâi cu 12 megapixeli. Și acum facem o poză cu 200 de megapixeli. V-am arătat pe partea video cum funcționează toate cele trei camere, principală, telefoto de 3X și telefoto de 10X. Hai să vă arăt și acum cum funcționează și cum ce poze se pot obține cu cele trei camere, cu cele patru camere, pentru că o luăm în considerare și pe cea ultra-wide. Și-am luat o cutie de asta de lapte, pe care o să o pun aici sus, pe căsuța asta. Sus. Gata, am pus sus acolo. Să vedem. O să vă arăt întâi cele patru camere. Asta ultra-wide, facem o poză. Mergem pe asta principală, mai facem o poză. 3X, facem o poză. Și 10X, și mai facem o poză. Și acum o să ne apropiem un pic și să vă arăt ce înseamnă 200 megapixeli. Mai multe exemple de poze și poze frumoase, nu neapărat exemple de astea tehnice, o să vedeți în videoul pe care o să-l filmăm noi 8K cu acest telefon. A treia chestie foarte interesantă și așteptată de către mine de multă, multă vreme este procesorul din telefonul ăsta, care este un procesor de tip Snapdragon și anume Snapdragon 8 Gen 2. De ce este atât de important? Pentru că, nu știu dacă știați treaba asta, Samsung vindea telefoanele lor flagship până acum în America și cred că încă o piață, nu mai știu exact, cu procesoare Snapdragon, în restul lumii, inclusiv Europa, inclusiv România, cu procesoare Exynos, care erau procesoare cumva făcute de ei. Întotdeauna, la fiecare model, diferența era parcă din ce în ce mai mare ca și performanță între procesoarele Snapdragon și procesoarele Exynos. Tocmai de-aia anul ăsta au decis să pună procesorul puternic și cel mai bun procesor pe toate telefoanele, indiferent de piața în care sunt ele vândute. Și chestia asta aduce beneficii în foarte multe aspecte ale folosirii acestui telefon. Este responsabil de performanțele foarte bune ale camerei, atât pe foto cât și pe video, știți că am vorbit până acum. Este responsabil de o viață a bateriei absolut extraordinară. Cred că dacă te întinzi așa sau nu faci mari lucruri pe telefon, poți să nu-l încarci chiar și două zile. Felul în care se mișcă, rapiditatea cu care randează video, randează poze, tot ce vrea să faci, care folosește procesorul la maxim. Partea interesantă este că este un Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, zic ei, adică este cumva puțin îmbunătățit și gândit și modificat special pentru telefoanele Samsung. Și asta este un lucru super, super bun. Încă o chestie care se leagă de viteza telefonului, are atât memorie RAM cât și memoria internă a telefonului mai rapidă. Cu toate că și până acum era o memorie super rapidă, acum este următorul standard care se numește UFS 4. Și de ce e important să ai RAM și stocare rapidă? Pentru că tot ceea ce faci pe telefon folosește acea stocare. Aplicația este stocată în telefon. Toate resursele pe care le folosești, aplicația pe care o folosești tu, sunt stocate în telefon. Și atunci, cu cât telefonul poate citi mai repede acele informații, cu atât ți le poate prezenta ție mai repede. Când randezi un video editat în CapCut, de exemplu, când încerci să faci niște edituri pentru Instagram, de exemplu, toate lucrurile astea se mișcă mult mai repede, telefonul putând să acceseze fișierele mult mai repede. Iar de ce e important să ai RAM-ul rapid? Telefonul va putea să țină
mai multe aplicații pentru mai mult timp deschise în background, ca tu să poți să le accesezi foarte rapid. Apropo de chestia asta, încă așa un mic tip, la telefoanele astea de nouă generație, faceți mai mult rău decât bine dacă închideți aplicațiile care sunt deschise, care pare că sunt deschise. Lăsați-le acolo pentru că telefonul știe mult mai bine cum să facă managementul resurselor, ba din contra, dacă le închizi, el e nevoit să-l deschidă din nou și poate le deschide mai încet, dar folosește și mai multe resurse, respectiv mai multă baterie. Încă o chestie, am lăsat-o la urmă pentru că este mai puțin importantă, dar aduce niște beneficii reale, așa, la modul în care se simte telefonul în mână. Dacă vedeți voi, marginile astea sunt mult mai drepte decât la modelele precedente. Se apropie mai mult de modul în care arătau și se simțeau în mână telefoanele Note acum câteva generații. Se simte mult mai bine în mână, fiind mai pătrat așa. Ecranul este absolut excelent ca întotdeauna. Se vede minunat în soare. Are rezoluție QHD, 120 de Hz rată de refresh și, bineînțeles, să zicem tot legat la ecran, are acest S Pen cu care vin din totdeauna telefoanele Note și de câteva generații și S-urile, care este absolut minunat, mai ales dacă ești pasionat de artă și de desen, dar și dacă ai foarte multe documente desemnate, este un mod super ușor de a face chestia asta cu acest S Pen. Pe lângă asta, el mai are foarte multe alte beneficii, poți să îl folosești și să traduci lucruri de oriunde, să selectezi text din zonele în care, în mod normal, poate n-ai putea selecta text, să-l folosești pe post de telecomandă ca să faci poze sau să dai drumul la un video. Poți să-l folosești cu gesturi ca să umbli pe telefon și, bineînțeles, să-ți iei notițe în funcție de nevoi. E foarte rapid să faci chestia asta, de exemplu, chestia asta probabil că o știți dacă ați avut un telefon Samsung cu S Pen, îl deschizi și ai început să scrii direct pe ecran. Și apoi ai băgat S Pen-ul, telefonul se închide și notița pe care ai luat-o tocmai ce a fost salvată. Ca și concluzie, cele mai importante lucruri pentru mine la acest telefon sunt camerele și modul îmbunătățit de a filma și de a face poze și faptul că este mult mai rapid. Este cumva sesizabil mai rapid față de telefoanele trecute cu procesor Exynos. Îl folosesc de câteva săptămâni și nu a existat vreun moment în care să aibă vreun pic de lag sau să închidă vreo aplicație sau să nu se deschidă instant aplicațiile. Deci upgrade-ul ăsta, cu toate că poate părea minor, este poate cel mai important upgrade pe care îl vei sesiza zi de zi când folosești telefonul. Chestia asta se vede și la modul în care se mișcă telefonul și la cât ține bateria. Ca și planuri în viitor apropiat cu acest telefon, o să vină pe canal un video filmat complet 8K cu acest telefon. Trebuie să găsim doar o destinație drăguță pe care să o filmăm noi. Dacă aveți întrebări despre telefonul ăsta sau despre orice altceva sau dacă vreți să vedeți locațiile în care am fost să filmăm avioane, găsiți toate detaliile în descriere sau puteți să ne întrebați pe noi în comentarii. Cam atât pentru azi, ne vedem data viitoare!